Vă salutăm, fraților, săptămână mare, săptămână care se va termina pe 9 iunie cu deznodământul alegerilor locale și europarlamentare. O săptămână cu mult interes pentru politic și pentru societate în general. Săptămâna în care oamenii sunt altfel în general. O săptămână care sigur vine și trece în calendarul internațional, dar care are câte ori, uneori și această posibilitate de a se ancora, de a rămâne în imprimată în sufletul cetățeanului și mai rău prin ricoșeu chiar în problemele interne ale fiecărei țări. Vedem aici un text interesant, un proiect de lege care revine. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a emis în această zi un raport favorabil pentru proiectul de lege privind incriminarea faptei de dispreț pentru simbolurile naționale și însemnele României. Tot acest articol de lege, să zicem așa, a fost dezincriminat de Codul Penal Românesc în 2009. Doar 4 țări, practic, în Uniunea Europeană, au mai făcut acest lucru. Pe lângă România mai sunt doar Cipru, Republica Irlanda și Marea Britanie. O să vă explicăm pe scurt despre ce este vorba. Adică nu se mai penaliza în instanță, nu mai puteai să faci pușcărie sau să fii amendat dacă desconsiderai însemnele naționale ale statului, acestea definindu-se ca fiind drapelul național, da? O să vă citesc exact de aici din lege, deci ar fi drapelul național, ar fi sigiliu, ar fi stema națională, da? Și ar mai fi așa numitele însemne. Astea sunt legate de ziua națională, de exemplu. Deci drapelul, pe scurt, ziua națională, imnul național, stema și sigiliu. Acestea sunt considerate emblemele naționale, însemnele naționale, iar batjocorirea lor sau lipsa de considerație și de stimă la adresa lor ar putea să aducă o închisoare, de exemplu, de până la 3 ani. Pedepsele urmează să fie stabilite. Este un proiect de lege adoptat deja de Senat, tacit cumva, într-o primă formă. Partidul Social Democrat stă la originea reintroducerii acestui amendament și ei sunt cei care au propus, practic, revenirea la pedepsele cu închisoarea. Vreau să vă spun că societatea civilă, în special, și mai multe ONG-uri se ridică împotriva acestei decizii, considerând că ar trebui să fie dezincriminate de lege și că, practic, cetățenii sau organizațiile să nu aibă de a suferi atunci când încalcă aceste reguli. Ama e greu de găsit aici o linie de mijloc. În principiu, răspunsul ar fi nu. Adică nu pentru cei care dezincriminează astfel de statut, mi se pare pe undeva natural în forța lucrurilor ca însemnele naționale să nu poată fi batjocorite de către oricine, oricând. Sigur că există și situații mai sensibile și cred că de fapt aici vrea să bată acest proiect, în interiorul țării, în diferite regiuni sau preluate de către diferiți cetățeni sau respondenți, cum se spune atunci când se face câte un studiu. Și cred că pentru unii situația este mult mai delicată decât pentru alții. Nu văd cu ce ar deranja un simplu cetățean onest faptul că se pedepsește cu închisoarea până la 3 ani, faptul că ai scuipat drapelul României sau l-ai călcat în picioare sau i-ai dat foc. Mi se pare natural să fie așa. Deci orice țară trebuie să-și protejeze până la urmă aceste însemne, chiar dacă poate că pe undeva importanța lor s-a mai știrbit, s-a mai denaturat puțin în contextul ăsta al globalizării și al limitării finalmente influenței unei singure țări, da, asupra unui cetățean. Astăzi e o lume globalizată, o lume fără frontiere, o lume mai superficială decât altă dată, dar iată că vedem, există niște zone de conflict reale, cum n-am mai avut în Europa de foarte mult timp sau la marginea ei și nu cred că te poți juca
tocmai din acest motiv cu aceste însemne. S-a introdus acest proiect de lege în 2016, când 34 de deputați și senatori PSD au motivat că doar 4 state din UE abrogaseră infracțiunea și atunci, între ele Marea Britanie, care între timp a părăsit Uniunea Europeană, am abrogat-o și noi la rândul nostru. Dar iată că această situație riscă să revină și pedeapsa cu închisoarea să fie din nou propusă în urma consultărilor care vor avea loc. Numai nu știu pe cine vrea să apere societatea civilă sau acest ONG, dar care în orice caz țării nu-i face un serviciu. Nici cetățeanului de rând. Mai degrabă ar face jocurile unora care și-ar dori ca aceste însemne să nu reprezinte mare lucru la nivel național. Nu știm dacă România își poate permite așa ceva. În principiu n-ar trebui să-și permită. Nu este o chestiune aici de partide politice, asta chiar nu are nicio importanță, de cine e la putere sau de cine urmează să vină la putere. În mod normal, nu ar trebui discutat o asemenea problemă, atât timp cât tu faci pușcărie că furi o pâine, de ce n-ai face pușcărie că bat jocurești un steag? Da. Deci, din punctul nostru de vedere, problema ar trebui să fie tranșată clar într-o singură direcție, chiar dacă înțelegem substratul acestor propuneri și interesele din jurul ei, categoric, dar ele încă o dată nu vin în sprijinul rațiunii și al firescului în această problemă. Uite o știre, fraților, preluată de pe lună, cu oamenii de știință care spun că trebuie să trimitem ceasuri, și asta cât mai curând, pe satelitul natural al Pământului, ceasuri, bă! Ma, sigur că de aici și până la a vedea ce tip de ceasuri trebuie să trimitem. Asta pentru că pe Pământ timpul trece mai repede, se spune, în vârf de munte și trece în general mai repede decât oriunde pe Pământ. O ciudățenie așadar, problema Universului, problema inerentă a cronometrării timpului, secundele trec cu puțin mai repede în vârful unui munte decât în văile de pe Pământ, se spune. Este lăudabilă această inițiativă. Desigur, în scopuri practice, se spune, majoritatea oamenilor nu trebuie să-și facă griji cu privire la aceste diferențe. Dar o nouă sursă, da, o sursă spațială de data aceasta, ne spune că Statele Unite și aliații săi, dar și China, se grăbesc să creeze așezări permanente pe lună și acest lucru sigur că ar conduce finalmente și la monitorizarea în stil pământean a acestui satelit natural. Noi n-am reușit deocamdată să facem aproape nimic pe lună, aproape nimic, aproape că nici nu mai conta discuția despre lună, se vorbește despre cu totul altceva când e vorba de spațiu. Avem o întârziere undeva în jur de 50 de ani, practic la colonizarea satelitului natural și ne interesează cam ca în cazul podului peste Dunăre, de la Brăila la Galați sau de la Brăila la Tulcea. Urma să face și drum expres acolo, următoarea sută de ani. Ne interesează așadar să cronometrăm ce se întâmplă pe lună. Niște ceasuri care probabil că ne vor anunța cum trece timpul în gol la depărtare de Pământ. E interesant, e filozofic, are și o doză de melancolie acest proiect care sigur că nu va fi realizat de către om niciodată. Iată o avertizare venită din partea Rusiei la adresa Statelor Unite, nu e nici prima, nici ultima, dar ne-a atras atenția declarația lui Ryabkov, care a atras atenția Statelor Unite că s-ar confrunta cu consecințe fatale, știți că este la mod această discuție, dacă ucrainenii au voie să folosească împotriva Rusiei armamentul primit din partea țărilor NATO. Împotriva Rusiei, dar atenție, și pe teritoriul rus sau nu? De ca și cum războiul s-ar cantona la o tehnică de atac-apărare, adică rușii atacă pe ucraineni și ucrainenii, vezi, domnule, n-au voie decât să se apere pe teritoriul lor. Acum, occidentalii, văzând că lucrurile sunt serioase, mai serioase decât minima lor inteligență putea să înțeleagă, ar fi acceptat totuși ca Ucraina să poată să folosească împotriva
zonelor cheie militarizate rusești, de acolo de unde rușii trimit rachete, de exemplu, către Ucraina, și acest armament pe care l-au primit cu titlu de împrumut sau de milă. Vreau seama ce ipocrizie. Numai faptul că discuți așa ceva înseamnă că habar n-ai și că nu te pricepi la război. Bineînțeles că pot să folosească ce vor. Mai mult decât să fie atacați de ruși. Nu știu ce s-ar putea întâmpla. Dar, pentru cei care n-ați urmărit subiectul, încă o dovadă a ipocriziei și a fără de legilor care se comit în marile instituții, la marile ședințe, la marile reuniuni, de către țopârlanii care conduc Europa și marile forțe de peste ocean. E cum adică să-mi spui problema asta? No, ne-au tot aruncat alea cu sancțiunile împotriva Rusiei și când a venit vorba de un atac pe teritoriul Rusiei, noi ne codim să le dăm ăsta la undă verde. Păi da, de ce n-ar avea voie Ucraina să bombardeze Rusia, de exemplu? E nu, sigur, regulile jocului erau doar așa. Noi ne jucăm în continuare doar pe covor, în sufragerie. E nu, ăsta este un război real. Pentru ce ne trebuie o aprobare? Ha? Să stea toți idioții ăștia la mese și să vadă dacă se aprobă sau nu. Și dacă nu se aprobă, ce? Ăia să zică, n-am primit aprobare, avem voie cu armele astea să ne jucăm, dar numai în baie, să nu facem apă peste tot. Avem voie să ne ducem să tragem și din celelalte unghiere, din celelalte odăi, cum spun confrații noștri de peste Prut. Vrem să rezervăm și noi 20 de odăi. Întâi învățați, mă, românește și după aia puteți să rezervați. Așa e și aici. Ce e asta, bă? Deci a avertizat Rusia pe americani că dacă vor da liber ucrainenilor să-i atace la rafinării, să-i atace la muniție, să-i atace în general prin piețe și prin bâlciuri, le va sta capul acolo unde le stau și picioarele. Vă dați un pic seama ce e asta, bă? Astea sunt niște amenințări de tip varan. Și acum ce să zic americanii? Vai de capul nostru, uite în ce ne-am băgat. Mă, dacă știam, nu le mai trimiteam ucrainenilor absolut nimic, nici caramele nu le mai dădeam. Uite, ne amenință rușii. O să-i amenințe rușii probabil pe americani că îi decupează și de pe hartă. Deci n-avem voie, bă. Asta în timp ce tovarășul Schulz ne transmite de la Berlin încă un avertisment, de data asta în favoarea noastră și în defavoarea foștilor unionali, că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul său. Nu chiar fiecare centimetru, poate nici nu va apăra fiecare țară. Dar NATO, în general, știe să bombăne, asta clar. Deci la bombăneală nu stă chiar atât de rău. Deocamdată, domnul Schulz, mai mult decât atât, n-avem de unde să știm. Citim că s-ar fi întâmplat un scandal la o școală după faimosul banchet de clasa 8-a, s-ar fi consumat niște substanțe interzise, alcool, tot felul de droguri. E final de sezon, sunt niște probleme pe care statul român nu le poate rezolva. Nici măcar Dumnezeu nu poate să vină cu mila în situația asta, că ar fi nevoie de cam multă milă totuși, cam mult interes alocat unui singur subiect. Mă tem că este o bătălie cu care noi nici măcar nu vom combate. Adică nu ne vom înhăma niciodată la lupta asta. Suntem atât de mici încât n-am reușit să-i oferim poporului ăstuia niciun fel de protecție, niciun fel de instruire. România arată mai rău în 2024 decât avea perspectivele în 1990. E simplu. Tot ce am câștigat în această perioadă este irreversibilitatea timpului. Atât. În rest nimic. Ce ar putea să facă amărâtul ăsta de stat condus de cine e condus împotriva unui asemenea flagel? Asta e o luptă pe care o pot câștiga ăia prin Islanda, da, prin Danemarca, prin Finlanda, prin în Suedia, de exemplu, au pierdut această bătălie. Poate prin Norvegia, poate prin câteva țări pe degetele de la o mână se pot lăuda că ar putea vreodată să se impună în lupta cu asemenea flagel. În orice caz, nu suntem noi ăia. Ce o să vă spună peste an guvernele României? Suntem o țară săracă, suntem o țară mică. Suntem o țară de unde lumea pleacă. Pleacă, într-adevăr, dar se și întoarce.
Uite, se întorc afganii în România. Se întorc sirienii, se întorc iemeniții, se întorc srilanchezii. O să avem la un moment dat o populație de care o să ne atașăm atât de mult încât nu o să ne mai pese că diaspora din România și-a luat tălpășița definitiv. Astea sunt vremurile și, din păcate, nu avem capacitatea mentală și intelectuală să le modificăm. Nu există optimism. Da? Optimismul nu mai este de rigoare în această zonă. Uniunea Europeană tot mai aproape de opțiunea nucleară în cazul Ungariei, adică de izolarea definitivă a Ungariei, așa cum anticipam și noi, președinția belgiană cere pur și simplu blocarea dreptului de vot al guvernului maghiar. E, dacă România ar fi cerut asta, probabil că am fi fost traduși în instanță la marile instituții internaționale, am fi fost trași pe rug, virtual chiar, și CNCD-ul ne-ar fi transmis că este discriminare. Ungaria, care sigur o ține langa, are niște proiecte la care ține, cum este de exemplu acesta cu războiul din Ucraina. Pur și simplu, ungurii nu s-au pliat cerințelor europene. Viktor Orban a declarat recent, întrebându-se și răspunzând tot el la întrebări, că oricum n-are cine să o facă în locul lui acolo, suntem dispuși să murim pentru Ucraina în război? Nu, nu suntem. Noi nu avem nevoie să trimitem trupe acolo, nici nu se punea problema, de fapt. Deocamdată nicio altă țară nu este în această situație. La celelalte întrebări, Viktor Orban a răspuns tot cu nu. De exemplu, dacă este necesar să se trimită armament, dacă este necesar să se trimită bani și nici măcar felicitări sau bezele, că este necesar conform liderului de la Budapesta pentru Ucraina, ceea ce încă o dată este o politică pe care putem să o înțelegem. Noi nu ne înscriem în categoria lingăilor europeni care pretind că Uniunea Europeană trebuie să fie o singură voce, un singur gând. Nu se poate așa ceva. Cu atât mai puțin în momentul pe care îl traversăm. Deci, din punctul ăsta de vedere, Ungaria are tot dreptul, fiecare dreptate sau nu, să o țină pe ei. Nu trebuie să fim cu toții de aceeași parte a unei probleme, indiferent cât este ea de acută. Asta este limpede. Dar sigur că în substrat există și alte dificultăți ale vesticilor de a convinge o parte din țările Europei Centrale și răsăritene de a se alia în tot felul de proiecte. Sigur că unul dintre ele foarte sensibil este cel al imigrației permanente. Nu vorbim în fiecare seară la televizor despre asta, dar este un subiect mai acut decât campania electorală românească sau europeană. Acest subiect al imigrației este cel mai important subiect în Europa la același nivel cu transformările climatice. Practic, Europa va muri de una din aceste două probleme. Restul sunt un divertisment. Alegerile, creșterea economică, spațiu Schengen și toate celelalte sunt un divertisment. Problemele care vor afecta Europa, unii spun în 20 de ani nu va mai fi Europa, alții spun în 50 de ani. În mod normal, dacă suntem rezonabili, nu va mai fi nimic pe această planetă în maximum 100 de ani. Asta mi se pare mie în momentul de față un termen rezonabil. De aici înainte, în 100 de ani, nu mai e nimic nicăieri pe planetă. Sigur, urmând să actualizăm acești termeni în perioada care va veni. Unii spun că în 20 de ani nu mai rămâne nimic din Europa. E posibil. Atenție, este posibil. Și aceasta venind din cauza problemelor de climă, desigur, în primul rând, celelalte subiecte putând fi accelerate, sigur, de diferite consensuri sau nu. Vezi războiul, vezi problema imigrației și cine știe ce factori declanșatori care pot apărea. Este adevărat acest lucru. Nu trebuie să ne temem de lucrurile astea. Nu trebuie să ne temem de faptul că vom dispărea. Pentru că este inevitabil. Nimeni nu poate să rezolve această problemă. Este doar o chestiune de timp. Da? E bine și că am ajuns până aici. E bine că ne-am născut în secolul 20, nu în secolul 4. E bine că am apucat deja o anumită vârstă, cel puțin unii dintre noi. Dar pentru alții, într-adevăr, este deja prea târziu. Nimeni nu mai poate să facă nimic pentru ei
și această planetă nu mai poate fi salvată. Este limpede. Și aici sigur că vom actualiza acești termeni, dar mă tem totuși că n-apucăm nici ăștia 20 de ani de analiză corectă, pentru că la vreo 3-4 veri, cum se anunță asta, consecutiv nu mai rămâne nimic. Deci la o temperatură de 52 de grade resimțită în atmosferă, pandemia a fost fix, Vax Albina. Bă, sigur, noi că suntem la începutul verii ceaușiste. Reamintesc că vara începe pe 21 iunie, deci încă mai putem să respirăm. Luăm bobu și revenim în direct. Am întors în direct, fraților, cu această lovitură de trăznet venită din Mexic, o țară considerată totalmente nepregătită pentru tranziția la un președinte femeie. Este pentru prima oară în istoria Mexicului când o doamnă ajunge președinte. Claudia Sheinbaum a câștigat distanțat alegerile prezidențiale. Chiar dacă deocamdată sunt oferite cifre, nu mai există niciun dubiu. Această doamnă, care este un veritabil activist de mediu și pune educația pe primul plan, nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria tumultoasă mexicană, când, vă spuneam, aproape 1 milion de locuitori au fost uciși sau, dacă nu, răpiți, sau, dacă nu, victimele, în general, ale acțiunilor politico, pe de o parte politice, pe de altă parte legate de traficul de droguri, și care au afectat, au zdruncinat teribil credibilitatea acestor locuri. E bine, iată că la alegerile prezidențiale, doamna Sheinbaum a reușit să își impună punctul de vedere, o națiune considerată macho, unde bărbații nici nu lăsau femeilor dreptul la cuvânt, dar aminte la vot. O întorsătură de situație, probabil datorată situației, într-adevăr, fără ieșire a Mexicului, care s-a afundat în acest război de ganguri și finalmente în moartea asta stradală, ieșită din comun. De exemplu, în timpul ultimului președinte, Andrés Manuel López Obrador, acest Joaquín Guzmán Loera El Chapo, ține minte, cam asta era și López Obrador, au fost uciși mai mulți oameni decât în timpul oricărei alte administrații din istoria modernă a Mexicului. Deci ăsta este bilanțul pe care și-l face acolo un președinte. Dați seama totuși pe ce cai călărim. La noi se spune cât ai fura, cât ai minți, cât n-ai deschis gura, dar cât de securist ai fost. În Mexic este în sute de mii de victime bilanțul. Bă, cât s-au murit, mă, mandatele tale? Câteva sute de mii. La mine au murit milioane. Dar nu e vorba de moarte naturală. E vorba de moarte de glonț. Da? La tine câți au fost, mă, împușcați în cap? 500 de mii. Ei, am împușcat în cap doar 300 de mii. Alții au murit din gloanțe ricoșate. Deci ăsta este Mexicul. Și în acest context, iată, o doamnă ajunge la putere. Vă reamintesc că alegerile pentru președinția mexicană au pus pe butuci definitiv, adică au ucis 38 de candidați. Din mai multe sectoare, din mai multe pături, cum se spune, nu erau toți candidați la prezidențiale. Dar în noianul ăsta, în concertul ăsta de clarificări electorale, 38 de indivizi au fost omorâți. Nu este neapărat un record al Mexicului. Înțeleg că recordul datează totuși la un moment dat în cum câteva decenii, când a început practic undeva, să zicem, la sfârșitul anilor 90, mai exact, când a început adevărata bătaie între narcotraficanți în Mexic. Fenomenul sigur era ceva mai vechi, dar atunci s-a declanșat. Au fost câteva sute de morți într-o campanie electorală dintre candidați. Pentru că erau sate dintre astea, cum se întâmplă și la noi, în Mexicul profund, să zicem, la 2-3 mii de metri altitudine, și câte un sat de la de 30 de oameni, candidau 25. Da? S-o omorau între ei. Mai rămânea practic niciunul, sau ăla care rămânea era ales de facto președinte, era ca pe vremea lui Pancho Villa, care a fost așa un revoluționar mexican și care a ucis sau a trimis la moarte
undeva în jur de 2 milioane de oameni, da? El fiind un apărător al Revoluției, dar fiind în conflict cu cei care guvernau Mexicul atunci, asta s-a întâmplat undeva între secolele 19 și 20. Și a fost o perioadă fenomenală în istoria mexicană, unde au murit milioane de oameni, efectiv. După care lucrurile s-au mai potolit un pic și au fost apoi reluate în noua sferă, că pe vremea lui Pancho Villa nu exista trafic de droguri. Atunci se băteau pe principii mari revoluționari mexicani și americani. Este singura perioadă din lume, din istorie, bine de reținut, că este un fenomen pe care puțină lume îl cunoaște, când Statele Unite au fost atacate de cineva în interiorul lor. Este singura situație din istorie. Mexicul, pe vremea revoluționarilor începutului de secol 20, a atacat Statele Unite și a cucerit o parte din sudul american. Niciodată nu s-a mai întâmplat, desigur nici în războaiele mondiale, niciodată în istorie, Statele Unite să fie atacate de cineva în interior. Mexicul este singura țară care a reușit acest lucru pentru o scurtă perioadă, câțiva ani, dar a fost o perioadă de o teroare fenomenală, inexistentă, practic, în istorie de atunci încoace. Asta așa ca să rememorăm un pic din tradiția acestei țări. Acum, nimeni nu știe dacă această doamnă, cu nume vest-european, nume german, cum s-a întâmplat și cu Cristina Kirchner în Argentina, de exemplu, și cu alți politicieni sud-americani sau latino-americani, în cazul Mexicului, veniți pe filiera europeană, asta înseamnă până la urmă și o tradiție, și în Chile, sigur, lucrurile au stat la fel, în Uruguay, la origine, familii de imigranți europeni, germani, italieni, spanioli, francezi, care au pus bazele unor dinastii, unor familii impresionante în America Latină și care din când în când reușesc să-și urce numele chiar pe piedestalul acestor națiuni, altfel extrem de conservatoare. Unde, vă reamintesc, nu se discută. Vorbeam la începutul emisiunii de problema asta cu semnele naționale. Păi în Mexic, de exemplu, dacă supuneai la vot o asemenea lege, erau 200.000 de morți pe teritoriul național. În Mexic, dacă nu vorbești limba spaniolă, într-un cadru oficial ești executat automat. Toate țările latino-americane au o ură viscerală față de ce înseamnă limba engleză și de tot ceea ce înseamnă tributul pe care au trebuit să-l plătească de-a lungul timpului colonizatorilor. Însă, limba spaniolă, care provine și ea, sigur, tot din acest segment, este bătută în cuie. Este considerată, într-adevăr, sfântă și numai că nu poate fi batjocorită, nu poate fi luată în discuție cu nimic. În Columbia sau în Panama, de exemplu, și-au pierdut viața tot așa. Sute de mii de oameni de-a lungul timpului, numai din aceste diferende, mă amintesc cazul Panama, da? Construcția canalului făcut de americani după ce francezii au eșuat, americanii au rămas acolo. A fost un fel de negociere de stil britanic în Hong Kong, până când americanii au părăsit Panama. E bine, de atunci s-au luat niște măsuri drastice împotriva culturii americane, a limbii engleze pe teritoriile respective, toate în favoarea limbii spaniole, care este absolut obligatorie în toate circumstanțele. Nu poate să fie înlocuită niciodată cu nimic. Da, este o strictețe teribilă și în Columbia la fel, și în Mexic, desigur, această aversiune față de tot ce nu este local sau nu este tradițional, este colosală. Deci noi suntem, sigur, într-o lume democratică aici în Europa, o lume care permite finalmente dezbaterea, da, scandalul pe idei și tot felul de contribuții mai mult sau mai puțin importante pe aceste criterii, acolo nu se stă la discuție și nu se va sta niciodată. Este o lume diferită de ce cunoaștem noi aici și nu cred că este pe cale de a se schimba. O știre interesantă venită pe fond turistic din Maldive, chiar că nu ne-am fi așteptat, o țară evident eminamente musulmană, pentru că Maldivele sunt cumva situate în largul Indiei, este o zonă de influență indiană teribilă acolo, ei bine, nu mai au ce să caute israelienii. Deci li se interzice practic intrarea în Maldive,
clar că existau bogătași israelieni care se duceau acolo în vacanțe, în unele dintre cele mai prizate resorturi la nivel mondial. Nu mai au voie. Momentan, când pentru alții se deschid frontierele, cum este cazul României cu Thailanda, iată, israelienii nu mai au până la noi ordine posibilitatea să calce în Maldive. Atenție, un stat insular traversat de ecuator, care va dispărea cel mai târziu, la sfârșitul acestui secol, dar aici nu este o dispariție actualizată sau o dispariție comentată. Este o dispariție programată pur și simplu de evoluția acelor atoli care compun Republica Maldive și care, din cauza creșterii nivelului apelor Oceanului Indian, până la cel mai târziu, la sfârșitul secolului, vor intra cu totul în mare. Noroc că populația acestor republici este de 300.000 de locuitori aproximativ. Aceștia au primit deja undă verde să fie mutați. Unii dintre ei în India, aia mai puțin norocoși. Cei mai mulți în Australia, așa era vorba, o țară care poate să găzduiască încă 200.000 de Maldive. La ce suprafață are, vă reamintesc, de peste 7 milioane de kilometri pătrați, suprafața Australiei, și o populație un pic mai mare decât a noastră. Deci pentru ei nu e o problemă, dar Maldivele vor dispărea. Mă tem că mari bogătași israelieni aflați prin Statele Unite și în alte părți ale lumii nu vor mai putea să intre în Maldive niciodată, din cauza nevredniciei acestui război, desigur, în fâșia Gaza, pentru că musulmanii, solidaritatea musulmană în Maldive așa se manifestă. Ei n-au cu ce să arunce după tine. Nici cu roșii, nici cu ouă, nici cu cartofi, că nu există așa ceva în Maldive, și atunci îți interzic turistic să le mai calci țara. Teribil. Poate să înceapă în Statele Unite un proces istoric cu posibile repercusiuni asupra alegerilor prezidențiale. Situația, sigur, este alarmantă după ce președintele Trump a fost pus sub acuzare și este considerat vinovat de toate cele 34 de capete de acuzare. O situație unică în istoria Statelor Unite, dar cred că unică în istoria oricărei țări, în ceea ce este un candidat altul decât în Mexic, unde 34 de capete de acuzare de-abia îți permit să te înscrii în cursa prezidențială. Nu le ai, nu poți să participi. Restul lumii, lucrurile nu stau așa și sigur că Donald Trump nu poate să fie încarcerat, însă poate să creeze o problemă. Nu neapărat pentru alegătorul sau pentru marele alegător american, pentru că acolo nu sunt soluții. Mă tem că dacă Joe Biden va ieși președintele Statelor Unite în noiembrie în acest an, va trebui să mai avem o dată alegeri peste un an sau peste doi. Și atunci ajungem tot la Donald Trump. Deci soluțiile nu sunt foarte multe, trebuie să fim rezonabili. Nu înseamnă că dacă analizăm actualitatea, trebuie să fim niște mămăligari. Aceasta este situația, deocamdată cum nu apar alți candidați, nu văd cum Donald Trump n-ar mai ajunge încă o dată președintele Statelor Unite. Pentru că nici situația lui Joe Biden, nici conjunctura politică în care acesta a îngrenat Statele Unite nu l-ar favoriza. Îl vedem aici pe Forrest Gump, era să spun, pe Tom Hanks, într-o imagine care ne amintește de marile noastre dezbateri prezidențiale, când, sigur, la mizele noastre minuscule, tot felul de oameni cu notorietate intrau în politică sau susțineau câte un candidat sau își transferau bruma asta de avere intelectuală către un dobitoc. Așa este cazul probabil și la case mai mari, în cazul nostru în Statele Unite. Ce trebuie, bă, ție, Tom Hanks, să intri în politică? De parcă ai avea de ales între Kennedy și Churchill. Nu, tu ai de ales între Donald Trump și Joe Biden. Păi și pentru ce să intri? Sigur că la ei așa e tendința. Și așa e și moda americană, dar să știți că până la urmă, ca să nu ne confundăm în termeni, tot ego-ul personal este cel care îi determină pe acești oameni să facă politică. Pentru că, finalmente, Tom Hanks are mai degrabă o stimă de sine ridicată decât niște cunoștințe politice. Adică eu nu pot să cred că pe el interesează foarte mult problema președintelui Statelor Unite. Da,
a fost cooptat în această campanie, vine și își dă și el cu părerea pentru că îl cunoaște lumea, dar se înșală indiferent cine pierde sau cine câștigă alegerile americane. Adică nu este o miză la care astfel de oameni să participe. Și Robert De Niro, bineînțeles, și foarte multe nume dintre astea sonore, au intrat în jocurile politice dându-și cumva așa rama pe față. Nu este în fața istoriei decât un exercițiu de lingușală și de ipocrizie. Nu te salvează istoria cu așa ceva. Asta va fi punctul negativ al acestor oameni când vor trece în neființă. Prietenia dintre China și Rusia începe să scârție, lucru pe care l-am semnalat și noi cu mult înainte. Asta pentru că, sigur, chinezii au copilărit, dacă putem spune așa, alături de ruși. Toată istoria lor, măcar de la Mao încoace, se limitează la această frontieră teribilă cu Rusia, Uniunea Sovietică, și sigur că au trebuit să cultive acest paradox. Dar să nu uităm că de când China a devenit o putere economică, pentru ea, diferendele astea deontologice, nu mai reprezintă mare lucru. Și atunci pe chinezii interesează să-și vadă de business-ul lor. În condițiile în care Rusia o ia rău de tot razna, sigur că nu va mai avea în China un partener atât de stabil și de trainic. Este exact ceea ce spuneam. China sigur că te susține o vreme, pentru că știe că va sta tot timpul lângă Rusia. Da? Va avea nevoie de această relație. N-are de ce să o calce în picioare. Dar pe de altă parte nici nu poate să te susțină în cazul unui război nuclear, să spunem. E clar. China și-ar pune în cap relațiile economice care sunt prospere în această perioadă și pot să devină chiar și mai interesante și ar pune în cap absolut tot Occidentul. Tot ceea ce înseamnă lume culturală, financiară, economică, mondială. Doar de dragul Rusiei este exclus acest lucru. Eu nu înțeleg cum ar putea să-și imagineze cineva la Moscova că vor avea respectul și parteneriatul Chinei pentru totdeauna. Absolut deloc. Chinezul stă o vreme, atâta timp cât relația cu Ucraina, sigur că nu îi afectează pe chinezi. Ei n-au o relație atât de strânsă cu Ucraina precum au cu Rusia. Dar nu-și pot bate joc de tot ce au construit doar ca să susțină mintea unui zevzec. Asta știu și ei. Xi Jinping, ăsta știe foarte bine cine e Vladimir Putin, evident. Ei n-au luat-o razna la nivelul ăsta. China are problemele ei cu Taiwanul, cu Hong Kongul, cu Macao, cu ce se întâmplă în Marea Chinei. S-ar delimita, sigur, și de Coreea de Nord, dacă ea ar începe să-și o ia și mai rău în cap și și-ar vedea de propriu interes. Contează banul în ziua de astăzi, nu raporturile de prietenie. Evident. În Georgia, legea referitoare la agenții străini, care a generat niște conflicte teribile în stradă, intră oficial în vigoare începând de astăzi. Președinta Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili, a semnat luni legea privind agenții străini după ce legislativul a votat să treacă peste veto-ul prezidențial, se relatează. Conform legislației georgiene, acesta a fost ultimul pas procedural, legea a intrat oficial în vigoare. Este o lege care are la bază, da, un fundament care ar proveni din legile, vechile legi rusești. Ori de când Georgia s-a debarasat de comunitatea statelor independente, nu mai are o relație atât de strânsă cu Rusia, absolut tot ce vine dinspre Moscova este considerat toxic în această țară. La fel se întâmplă în Estonia. Citeam un reportaj făcut la Narva, pe frontiera ruso-estoniană, practic. Este o zonă necunoscută în lume, dar de unde estonienii au plecat, pentru că și-au dat seama că miroase mai mult a Moscova acolo decât a Bruxelles, și se vorbește rusește pe la colțuri, e o zonă din asta, o populație rusofonă majoritară, neagreată de guvernul de la Tallinn, ăia sunt așa într-un fel de Donbass acolo, o situație delicată,
Însă Vladimir Putin nu poate să combată în zonă pentru că Estonia este membru NATO. Și nu are curajul, evident, să intre în Estonia pentru că dracul ar lua. E o discuție foarte interesantă, poate o să o facem la un moment dat. Apropo de ce se întâmplă la frontiera dintre Rusia și Estonia, două dintre cele mai antagoniste state de pe planetă în momentul de față. Ce paradox. Bun, mulțumim fraților, o luăm de la capăt toată săptămâna, fiecare zi, cu problemele și cu suferințele ei. De mâine! Disponibil pe primaplay.ro.